Salutare băieți și fete, eu sunt Gabi și am regăsit la un episod de Free Fire. Astăzi dăm note la prietenii mei de pe joc. Din câte vedeți, nu sunt pe contul meu mare, sunt pe contul secundar, contul cu PS1, 2, 3 și așa mai departe. Ideea e că când am cumpărat contul ăsta, am văzut că are foarte mulți veterani la prieteni. Din câte vedeți, toți sunt veterani, bine. Și aici piesa de rezistență, pentru cei care îl cunoașteți pe acest băiat, să scrieți în comentarii cine este, dacă îl cunoașteți, cine este băiatul ăsta inactiv, nici măcar n-are downloadat jocul. O să dăm note imediat și la el, pentru că am văzut că avea foarte mulți veterani, am zis: "Bă, cum ar fi să reacționăm la ei?" Am șters toți prietenii care nu aveau bannere și avatare veterane, care nu aveau contul veteran, și astăzi vom reacționa la conturi veterane. Și bineînțeles că primul pe listă este și ultimul de pe listă, adică acest băiat cu level 64 care are un banner și avatar destul de veteran. Și hai să vedem, Roxane, dăm note practic la playerii care s-au lăsat de joc. Mamă, dar ce, mamă, astăzi o să vedem doar veterani, cred că în clipul ăsta cred că o să vedem doar veterani. Roxane, ești invitată specială, e costumație de fată, e inactiv ca și tine. Ia zice, nu-mi place machiaj. Nu-ți place machiaj din spate? Nu-mi place. Ok, și ce nu-ți mai place? În rest, fai 8. Un 8? 8. Ok, Roxane a dat un 8. Ia să vedem aici la elituri. Mamă, câte elituri are cumpărate, bro. Elitul 1 e ăsta, nu? Și nu l-are cumpărat. Nu l-are, nu. Deci elitul 1 nu l-are, după aia le are aproape pe toate. Uitați-vă și voi. Băi, e cont foarte mare contul ăsta. Nu e, n-a jucat foarte mult, are level mic, dar în rest la viața lui chiar a fost un cont șmecher și se vede că proprietarul a jucat foarte mult. După aia de pe aici s-a cam lăsat de tot. Aici a mai jucat un pic, după aia s-a lăsat de tot. Da, băi, eu mie îmi place costumația, e destul de ok. Are o M4 foarte veche, pentru cei care sunteți veterani, știți, M4 asta foarte veche și foarte șmecheră și trebuia să o iei jucând, adică nu trebuia să bagi diamante ca să o iei, trebuia să joci foarte bine ca să iei M4 asta. Îmi place foarte mult, n-am mai văzut de mult un player care să aibă M4 asta în mână. Eu unui dau nota 9. Chiar îmi place costumația, e destul de decent. Nu-mi place machiajul din spate cum ai și Roxane, și pantalonii parcă nu prea se nu se pupă. Nu se pupă cu restul costumației, dar în rest e ok, îmi place. Bă, nu știu cum s-a nimerit să-l am la prieten pe contul ăsta. Mama, are și PS1 pe el. Ia vedeți, mă, și PS2 are. Ok, o costumație destul de decentă. Ia să vedem istoricul lui domnul Racu. Mamă, se vede PS1, 2, 3, se vede că a băgat foarte mulți bani, a fost și activ. Bine, n-a fost neapărat activ, dar a cumpărat foarte multe bejuri. Aici s-a lăsat, după aia s-a reapucat. Și aici s-a lăsat, e perioada care s-a lăsat aproape de tot. Aici s-a reapucat puțin, aici s-a lăsat de tot la buia pe sus. Aici s-a lăsat și aici s-a reapucat din nou puțin, puțin, puțin. Și aici s-a lăsat de tot, a zis dau un like de Free Fire, nu-i de mine. Avem level 58 și cu 7000 de like-uri, 7200. Și un bronzar și la CS și la rank normal. Se asortează bine papuci cu bluza și cu masca. Chiar îmi place și cu pantaloni. Bă, vedeți că chiar îmi place costumația, chiar îmi place. Eu unul să-i dau nota 9.50. Chiar îmi place, e o costumație cu care a jucat. Tu, Roxane, ce notă îi dai? 9. 9? 9. Deci îți place, ai jucat cu costumația asta. Da. Dacă ai avea pe 1 și 2, ai jucat și tu, a? Da. Bă, dar m-am sutrat să dau scroll până la ultimii, așa că o luăm de aici, din, de sus, din frunte. Mamă, mamă, ce are aici, băieți, M4 asta și maker rău de tot, toate le are, toate 4 le are aici, nebun. Bine, restul s-au băgat pe joc, din câte știu, dar asta roșie parcă nu s-a mai băgat, nu știu, scrieți în comentarii dacă s-a rebăgat M4 asta, dar eu știu că nu s-a rebăgat. Mie unul chiar îmi place costumația, e o costumație purtabilă, îi dau nota 8.50, e șmecher, arată șmecher. Tu, Roxane, ce părere ai? 8.40. 8.40, ok, hai să mergem mai departe la următorul prieten. Merită să rămână în lista la mine la prieteni, nu? Da. În clipul de astăzi vedem care merită să rămână la mine la prieteni. Mamă, ce costumație sau mari. E top 4.000 regional. E și Grandmaster, are și 6 ani de vechime. Băi, mâncava, mamă, și PS1, 2, 3, cred că l-are. 3, 1 văd pe aici. Băi, șmecher, șmecher. PS1, PS4, PS7 și PS2 în picioare. O costumație care se asortează foarte bine. E și veterană, e cam tot ce trebuie. Se asortează și machiajul. Roxane, las pe tine primul, pentru că eu o să dau o notă destul de mare. 9.50. 9.50? Da. Le-a sortat foarte bine și pe lângă asta are și foarte multe PS-uri pe el. 7, 4, 1, 2, adică are foarte multe PS-uri pe el. Nu știu, o să-i dau nota 9.99. E aproape maximă. Să mergem la următorul. Asta e, nu cred. Da. Vedem aici că e puțin veteran, are și Angelic. E puțin veteran, are PS-ul 4 pe aici. PS-ul 8, pardon. Da, nu e foarte, foarte veteran. O costumație destul de clasică, dar îmi place. Le-a sortat foarte bine. Merită să stea la mine în lista la prieteni. O să-i dau nota 7.50. 7.50, da. Tu, Roxane? Tot 7.50. Tot 7.50, copia nu are valoare, dar e ok. Ia să vedem următorul. Mama. Costumații de CS. Costumații de room direct, te bateți de lolul. Nu e foarte, foarte veteran, are banner și avatare mai veterane așa puțin. Ok, are și PS-ul 7, are câteva PS-uri pe aici veterane. Roxane, ce părere despre costumația asta? Asta e costumații de CS, pot să zic, din start. Și-i dau nota 7. Nota 7? 7, da.
Ai ok, și eu o să-i dau un 7. Îmi place cum le-a sortat totuși, adică dacă depinde, aici sunt gusturi diferite. Mie unul nu prea e pe gustul meu, nu prea se încadrează pe gustul meu, dar îmi place cum le-a sortat. Adică uite, părul negru cu machiajul negru, zici că s-a băgat în hornul de la acasă, la bunica. Negru așa tot, bă, chiar îmi place. E ok, dar o să-i dau un 6.50, pentru că nu e pe gustul meu costumația. Mergem mai departe, un băiat aici care are banner și avatar de la PS2, dacă nu mă înșel. Ok, ia să vedem. Mamă. Bă, da, vezi că arată bine. E pe gustul meu așa. Uite, asta e costumație pe gustul meu. Chiar îmi place. Are și PS2 în picioare. E cam tot ce trebuie. Ia să vedem aici. Avem PS2, PS2 și atât. PS2 și 7 și 5 are. Ia zi, Roxane, îți place? Da, e șmecheră. E șmecheră. Ia, dă-i o notă. 8. 8? Un 8.50, că e și puțin veteran și le-a sortat foarte bine. Adică merită să stea în listă la mine, chiar e șmecher. Merge mai departe, ia să vedem. Acesta, aici e la tine, Roxane, nu mă bag. Nu-mi place machiajul, bă. Eram sigur că asta zici. Ia să vedem, e și veteran. Nu arată arme pe aici. Ia zi, Roxane, nu-mi place machiajul. Și așa, dacă ar fi să-i dai o notă la această costumație puternică, 8.50. Da, e și român. Îi dau un 7, un 7.50. E veterană, dar prea pe gustul meu așa tare. Următorul pe... Mamă, ce costumație, dar și lapis strică tot. Tare, este șmecher. UMP-ul ăsta șmecher și cu tot. Nu, nu-mi place, mă, îmi place. Ia zi, Roxane, îți place? Da, e șmecheră costumația. Are și PS1. Și PS2. Și PS3, cred. Nu știu unde e, dar e, cred. Ia zi, Roxane. Îi dau nota 8.40. 8.40, băi, o să-i dau nota 9. Îi dau nota 9 pentru că merită, îmi place. Chiar e șmecheră costumație, e o costumație pe care aș folosi eu. Asta la ăsta. Ia să vedem ce avem noi aici. Mamă. Costumația agresivă, mă uit după fața lui, e top 600 regional, ok. Avem aici și PS2 și mai multe sezoane de heroic, chiar și sezonul 2 de heroic avem aici, ok. Un player care chiar merită să stea la mine în listă. Ok, puritoarea se asortează foarte bine și cu pantaloni și cu papuci și cu tot, nu știu, îmi place foarte mult costumația, o să-i dau nota 9. Îi dau 8.50. 8.50? Da. Mai departe. O să încerc să trec repede peste player, deoarece sunt și foarte mulți playeri la prieteni. Am vreo 40 de playeri. Mamă, ce costumație. Mă, dar arată interesant. PS7 ăsta face toată costumația. N-am mai văzut bluza asta de mult pe un player, sincer. Pantaloni defaults. Ia zi, Roxane, îți place? Da, e ok costumația. Mie îmi place, mă, e o costumație care ați folosit, eu vreau să vă mint. Un 7 îi dau, mă. Tu, Roxane? Tot 7. Următorul pe listă, ia să vedem, are criminal aici din câte... Mamă, ce costumație! Bă! Are PS4 și PS6 ca pantaloni. Mamă, șmecherul de tot costumația, îmi place. Ia să vedem pe aici. Ok, nimic interesant. PS3 are și PS3 aparent. Ia zi, Roxane, îți place? O ador. O adori? Da. Ia dă-i o notă atunci. E una dintre preferatele mele. Ia dă-i o notă atunci. 9.99. Așa mare? Da. Nu-mi place ochii ăștia cum se uită, uite, se uită cruciș. E caracterul, e de la caracter. Se uită cruciș, știu că e de la caracter, dar se uită cruciș. UMP îmi place, se asortează, îi dau nota 9, mă, 9. E o costumație cu care aș juca, sincer, 9. 9, eu zic că merge 9. Mai departe, ia să vedem ce avem noi aici. PS-ul 4, iară, băi, dar numai veterani, uite, știu, are PS-ul 1, băiatul ăsta, mamă. Adică mă așteptam să fie veterani toți, că n-a banner și avatare veterani, dar nu mă așteptam să aibă toți chestii veterane pe ei. Bine, ăsta n-are așa multe chestii veterane, are doar bandana de la gură. Eu unul îi dau un 8, că e și veteran, le asortează destul de bine. Tu, Roxane? 8.50. Da. Ce mai mult decât mine. Următorul este acest băiat. Ia să vedem ce avem noi aici. Vai, full bundle și PS1 în cap. Băi, dar vezi că se sortează bluza asta cu PS1, vezi? Uh-huh. Ce avem aici? Mamă. Le-a pus toate acolo, mi-a luat ochii din prima. Papuci ăștia, dacă vă seamănă cu PS1, vezi? Papuci de la pe PS1. Pe bune, că chiar place, e șmecheră. E o costumație cu care a juca. Păi dau o nota 8.50, mă, are și PS1, e veteran. 8.50. Spre 9, nu știu, să-i dau un 9, îi dau un 9, mă, hai. Tu, Roxane? 8.50, bun, hai să mergem mai departe. Din câte vedeți, încerc să iau foarte rapid playerii, pentru că am foarte mulți la prieteni. O, mamă, câte arme, așa arată bogăția, băieți, așa arată 5 salarii băgate într-un joc. Avem aici o costumație destul de șmecheră, îmi place, e ok, îmi place. E de gold sezonul de pe el, nu? Da, e de gold. Ok. E gold sezonul 4 de gold. Are PS-uri veterane aici din câte ne arată aici jos, dar nu le folosește neapărat. Îi dau un 8. Îmi place. Tu, Roxane? 7.50. Ok, mergem mai departe. PS-ul 7, PS-ul 8, PS-ul 9 vedem aici. UMP-ul Ruby, un UMP destul de veteran, dar o costumație care mă lasă rece. Este primul player de până acum care nu e veteran neapărat, dar arată destul de ok. Arată destul de ok pentru CS. Ia să vedem la CS. Are puține stări la CS. O, cu 7 e notă bună, destul de bună. Caracterul ăla strică, negroman. Nu știu, îmi place masca asta de la gură, rest e ok. Nu știu, dar un 7. E o costumație
confortabilă, să zic. Un level așa mai mititel puțin. Mamă, ce costumație puternică. Mamă, ce cont puternic. Mamă, și sezonul 5 de heroic. Vai. Mamă, și sezonul 4 de heroic. CG-ul ăsta care se sortează cu petul de sculț. Nu știu care e faza cu de sculț, dar e de sculț. S-a luat de pe Indonezia. Zici că suntem pe Indonezia, da, să moar. Ia zi, Roxane, te las pe tine. 8. 8? Da. Am jucat cu costumația asta, băiat. Un 8.50, da, mă, mi se pare mai șmechere. Dar da, bine, cred că avea chestii mai mișto pe cont să le asorteze, dar asta e costumația pe care am găsit-o. Na, bun, hai să mergem la următor. SDV este un player cu care am jucat înainte foarte mult. Este un player pe care l-am avut în guild. Da, o costumație mișto, nu-mi plac pantalonii ăștia, vezi ce urât strică parcă? Da. Dar îmi place bluza, bluza chiar e șmecheră, bluza chiar îmi place, se asortează și cu petul. Mă, nu știu, îmi place costumația, chiar e mișto, vezi că se asortează și cu pantaloni și cu tot. Când vezi sezonul ăsta de 5 pentru cei care cunosc pe joc, a terminat. Ia zi, Roxane, îți place? 8. 8 numai? Da. Mă, eu o să-i dau un 9, mă, 9.50, atât de mult îmi place. Gen, e șmecher, mă, parcă e mai șmecher decât PS1, ești nebun, parcă îmi place mai mult decât PS1, bluza asta. Îmi place bluza asta, nu prea o vezi așa de des hanoracul ăsta, e destul de rar. Avem o fată, mamă, o fată bogată, o fată bogată rău. Ia zi, Roxane, îți place? Dar nu-mi place caracterul, fața e strică. Mă, caracterul mie îmi place, cât de cât, e ok. E cât de cât, ok, da. Are față de pisică. Îi dau nota 8.90. 8.90? Da. 8.90, păi vezi că e bine rău, nici nu e veterană măcar. Eu îi dau un 7, e costumație clasică. Aș putea costumația asta dacă aș avea Angelica și Maleta, atât. Da, e o costumație clasică, îi dau un 7.50. Na, hai să mergem mai departe. Ia să vedem următorul, avem aici și bifa, avem și level mare, avem și PS1, avem și 6 ani vechime. Bro, ce cu playerul ăsta, băi, OZN-ule? Da, cum îți se pare, mai Roxane, costumația? 9. Nu mai discuții, nu. E o costumație destul de întâlnită la cei care au persoană, adică masca, bluza, Angelica și cam aia e. Adică n-ai cum să dai greș cu costumația asta. Avem aici și cum se cheamă asta? Crashbow, da, mă, dar nu mai e pe Crashbow pe joc, de nu mai știu când nu mai e. Dar skin-ul aparent încă a rămas. Îi dau nota 9.50. Îmi place, e o costumație cu care juca și eu. Dacă aș avea Angelicul albastru pe cont, dar din păcate nu am Angelicul albastru. Hai să mergem mai departe. Corina. Avem aici și o fată, Corina. Corina care aparent e și îmbrăcată în fată, arată destul de bine. Are și 6 ani vechime aici. Ia zi, Roxane, îți place costumația? Da, nota 8. Nota 8? Da. Cam palidă așa la față, are machiaj alb. Ai caracterul ăla, Sonia. Îi dau un 7.50, mă. E tot așa o costumație clasică, îmi place, mă joc cu genul ăsta de costumații. Alex, un român. Mamă, ce român. Bă, da, unde va găsi, mă? Unde va găsi, mă, vechiul proprietar, mă, să mor. Nu știu unde va găsi vechiul proprietar, dar atunci când ai PS1 e mai ușor să-ți faci prieteni cu PS1, să zic așa. O costumație bazată, șmecheră, ce să mai. Papuci albaștri cu Angelica albastru. N-ai, mă, cum să dai greș cu costumația asta. 9.70. Bă, prea mulți, mă, prea mulți cu PS1, mă, să mor. Ia zi, Roxane. Tot nouă. Sunt curios să văd dacă până la sfârșitul listei o să dau nota 10. Să vedem, am găsit un nou, un Cobra. Cobra îl cheamă, mamă, PS3 aici. Desculț, PS3. Mamă, PS3 și PS2 are el la valoare aici. M4 maxată. A, și PS4 are. E decentă și vedeți că e o costumație care nu prea se poartă așa. PS3 nu prea am văzut să se poarte. Nici eu nu-l port. Nu l-am purtat niciodată de când am contul ăsta cu PS1. Nu l-am purtat niciodată PS3. Maxim dacă am purtat bluza, dar masca niciodată n-am purtat. Deși e șmecheră, dar nu prea am purtat-o eu. Îmi place, îi dau nota 8.50. Tu, Roxane? 8.40. Avem aici un level destul de impunător, level 83 și Grandmaster top 300 regional și o costumație care se sortează foarte bine. Nu e foarte veteran, avem aici M4 asta șmecheră și multe, multe arme. Da, îmi place costumația, e ok, nu e veterană, dar e ok. Îi dau nota 8.20, să zic așa. Joacă cu VSS locul 1, mă? Da, VSS, cu VSS. Mă, ești nebun, cine mai joacă cu VSS? Ia zi, Roxane, îți place? Da, îi dau 8. Nu e veteran, dar se asustă foarte bine, de aceea îi dau 8. Hai să mergem mai departe. Mamă, ce cu machiajul ăla? Mam, ia vedeți că asta e pe gustul meu. E pe gustul meu, e un machiaj destul de agresiv aici. Parcă strică masca, vezi? Se asortează foarte bine, tot se asortează, doar că sezonul ăsta, din păcate, nu este sezonul 2 de heroic, este sezonul 4 de heroic. E șmecher, dar nu e la fel de șmecher cum e ăla din sezonul 2 de heroic, dar totuși îmi place, o să-i dau nota 9.99. Tu, Roxane? 9. 99,9 îi dau. Deci e cea mai mare notă de până acum. Procentaj de 0,05 ca să dau 10. O să dau direct. Bă, are sezonul 2 de heroic, bro. Uite, bă, sezonul 2 de heroic. Mamă, și câte costume are pe aici. De ce nu folosești sezonul 2 de heroic, bogatule? O să dau direct notă. Ia dai notă, Roxane. 6. Cum mai, Roxane, mai PS1 nu dai 6? Nu-mi place cum s-a sortat-o, nu-mi place, nu-mi are place, și papuci din PS2 și ea dă 6, doamne. Nu-mi place cum s-a sortat. N-ai cum, măi, oricât de urât ar fi un player, dacă are masca din PS1, n-ai cum să-i dai sub 7, nu știu. Îi dau nota 8, adică... oricum te sperie dacă îl vezi pe hartă, indiferent ce are, dacă are masca te sperie oricum. Ia să vedem, mă,
mă, cât a costat, bă, dar vezi că e șmecher. PES-ul 7, PES-ul 6, PES-ul 3 și PES-ul 2 și UMF-ul ăsta Ruby, da. Bă, îmi place, îmi place. Ia, vedeți că arată bogăția aici, așa arată bogăția, băieți. Chiajul galben și cu tot galben, bă, îmi place, mă, e șmecherul de tot. Îi dau nota 9, mă, 9, 9 și 10 îi dau. Tu, Roxane? 8. 8? Da. Așa, simplu, 8? Sec, sec așa? Da. Ok. Am 39 de prieteni, bro, și nu mai ajung la capăt odată. Mamă. Cum mă să ai PES 1, 2 și 3, mă, și să te îmbraci așa? Vai de mine. Zici că e costumat în aia de troll. E de troll, clar. Are sezonul 2 de heroic, bro. Are PES 1, 2, 3. Uitați-vă și voi costumați pe el. Nu știu, îi dau nota 6. Mai mult nu pot să-i dau. 6 îi dau și eu. Zici că e un bătrân de la 80 de ani să moare. În pijamale, la azil. Iară văd PES 1, 2 și 3 și nu-l are pe el. Ia iurea, mă, să ai cont cu PES 1, să nu folosești PES 1. Pe bune, dacă nu, mamă, dar mare-i, mă, aneul ăsta. Uitați-vă și câte aneul ține mână. E cât el? Îl cocoșează din spate. Bă, îmi place costumația, e șmecheră. Merită un 8,50. E o costumație așa mai clasică pentru cei care au conturi mari. Ia zi, Roxane, îți place? Da, îi dau nota 8. Nota 8, așa sec? Da, sec. Să vedem ce avem noi aici. Uai, 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 uai. Level 80 aici, frumos. PES-ul 7, PES-ul 6, 6, da? Și atâta. Nota 8 îi dau. Hai, zi, Roxane. 8,50. Ok, PES-urile nu prea le-a luat așa multe. Unele le-a luat, altele nu le-a luat. Da, oricum îmi place costumația, e șmecheră. Am 39 de prieteni, bro, și nu mai ajung la sfârșitul listei, bă. Ok, n-are masca din PES-ul, n-are pantalonii din PES-ul 1. Tricou și cu pantalonii ăștia groși rău de tot, dar nu știu care e treaba. Nu prea e neapărat pe gustul meu această costumație. Mama are multe chestii șmechere pe cont, dar nu știu, costumația... Îți place, Roxan? Lasă de dorit. Îți place? Da, îi dau nota 8. Îi dau un 7,50 puternic dezvoltat. Îi dau un 7 ca să-l încurajez să mai să facă costumații mai șmechere. Mamă, dar vezi că se asortează puțin așa parcă. Da, se asortează. Da, păcat, mă, că uite, mă, are sezonul 2 de heroi, care are level 84, are și bifa aici. PS1 nu știu dacă l-are, dar are PS2. Păcat că nu și-a pus sezonul 2 pe el de heroic. Dar pijamalele parcă strică, nu știu dacă mi se pare. Parcă are două bețe, vedeți? Parcă e cam subțire așa la... Da. Dar totuși e o costumație care aș folosi-o, îi dau nota 9, îmi place. Tu, Roxane? 8. Ușor, ușor mi-am dat seama că ajung la fundul listei, nu prea mai am playeri. Ok, un PS3 aici la valoare. Bă, arată bine costumația. Ce mai direct, parcă scrie pe fruntea lui, scrie 9, dă-i 9, 9, dă-i 9, așa scrie pe fruntea lui. Ia zi, Roxane, îți place? 8,50. 8,50, iară 8, doamne, că o dat la 8, dacă nu a dat la 90% din playerii mei, au dat numai 8. Ia să vedem, avem aici un Sasuke cu bifă și level 7,7, multe, multe elituri luate pe aici, ia să vedem. Bă, veteran nu prea pare foarte tare să iei o costumație pe fată. E zi, Roxane, îți place pe stilul tău? Da, e faină, să știi. E șmecheră, chiar e șmecheră. 9. 9? Da, 9. 7,50, nu știu. Băi, dar Roxane la PS1 dă 8 și la costumul de este basic dă 9. Care le iei din 2000 de diamante. Iar banner și avatar veteran. Mama, vedem aici o bluză destul de frumoasă. Ok, bă, șmecher, șmecher. Ia zi, Roxane, îți place? Da, îi dau 9. 9? 9. Așa da, mă gândeam și eu că îi dai tot 8. Un 9,40 mă parcă, un 9,40 parcă merită. E cam, e pe ducă băiatul ăsta din câte vedeți. Abia se mai joacă din când în când. Nu cred că are timp să joace așa de mult. Om bun, cred că e ciuciungheză ăsta, om bun ăsta. Știu că, dacă nu mă înșel, băiatul ăsta era în regional mai de mult. De-aia are și levelul ăsta foarte mare. Dar acum s-a cam lăsat de puncte. Are și 15.000 de like-uri. A cam axat în mână. Costumații care o foloseau Grandmaster înainte. Care aveau conturi mari, cam așa se îmbrăcau. Îi dau nota 9, mă, 9. E pentru veteran, nu știu, e costumație de veterane. Am văzut prea mulți veterani azi. Ia zi, Roxane. 8,99. Da, băi și fete, băi, cam ăsta a fost clipul de astăzi cu reacții la player. Dacă mai vreți reacții la player veterani, scrieți în comentarii, dar cel mai important, dați un like ca să văd că apreciați seria și mai vreți în continuare. Eu am fost Gabi, alături de Roxane, v-am pat, ceau, bă!